Călin, mă bucur să te revăd. Și eu, Mihai. N-am mai făcut de mult un episod despre lumea din service și despre uleiuri. Da, pentru că se întâmplă ceva. Lucrurile se schimbă oarecum, piața se schimbă. Da, chiar ieri am primit o informație de la Ravenol că produsele s-au scumpit început de ieri, 12 aprilie, cu un procent cuprins între 7 și 12%. Știu că și restul producătorilor, pentru că și noi primim informații sau prin faptul că avem și servicii și magazin, ne informează furnizorii noștri că și ceilalți concurenți ai Ravenol, Castrol Mobil, Val, Volani, Motul, o să opereze scumpiri, unele chiar și de 20%. E o situație, nu știu, nu cred că o puteam prevedea noi în ianuarie. Adică ne așteptam să crească prețul așa 2-3%, dar e nebunie. Și partea cea mai proastă, aici vorbesc puțin de uleiurile pentru camioane, zona asta de industrial, de ulei hidraulic, pe acolo creșterile sunt de 30-40%. Da, deci practic face parte din bulgărele de zăpadă. Automat s-a scumpit ceva, se scumpește altceva. Uleiul afectează costurile transportatorilor. Automat se va resimți și în costul lor final de kilometru. Păi nu că, da, asta e adevărat. Probabil că o să se scumpească acum și produse care nu sunt afectate de războiul ăsta. Doar că, uite, nici eu n-am știut foarte multe, că din petrol se produc foarte multe lucruri, adică plastic. Tot ce înseamnă plastic, polistiren, și gândește-te că producția de uleiurile minerale, deci nu vorbim de uleiurile fosintetice, materia primă este un rezidiu din prelucrarea țițeiului pentru benzină, motorină, mă rog, și alte chestii. Și atunci, evident că dacă au crescut prețurile la combustibil, cresc și prețurile la materia primă. Știi ce? O chestie curioasă. Dacă anul trecut, să zice, sau până anul trecut, era o diferență foarte mare, aici vorbesc de piața asta de autocamioane, de ulei, de 10W40, 15, hidraulic 80-90, dacă era o diferență foarte mare între noi, Ravenol, și un producător, nu vreau să dau numere, dar un producător, să zicem, low cost, dacă noi aveam butoiul de hidraulic, nu știu, 1400-1500, dar era 900. Ei, luni, și la Ravenol s-a scumpit, dar vreau să zic că diferența între acel producător și Ravenol este de 190 de lei, care acum un an de zile are o diferență de 700-800 de lei. Deci și produsele ieftine au ridicat prețul. Au ridicat prețul mai mult decât produsele astea premium. Da. Și ne afectează în viața noastră de zi cu zi. Oricum, per total, eu ca utilizator și ca client de mașină, simt că costurile astea ridicate brusc și mult ale combustibililor îți limitează deplasările. Da. Și în contextul în care noi facem, să zicem, e un business ce fac eu în colaborare cu tine și cu băieții mei, cu deplasările aici, dacă înainte, pe prețurile vechi de combustibil, veneam aici, filmam 2, 3, 4, 5 mașini, 4, să zicem, o medie de 3-4. 3-4. Cu ce produceau acele clipuri, ne acopeream deplasarea. Acum, clipurile produc tot la fel și deplasarea e cu vreo 30% mai scumpă. E trist că suntem în situația asta, dar totuși este bine că economia se mișcă. Așa, în service, cum ți se pare fluxul? A scăzut fluxul. A scăzut și fluxul? Da. Eu nu pot să vorbesc de alte service-uri. Eu vorbesc de ce se întâmplă la noi. Dacă luna martie, când toată lumea s-a plâns, vorbesc toată lumea așa din domeniul nostru, spre exemplu, acum următorul să știe că vorbesc și cunoștință de cauză. Noi, DMA Auto, suntem distribuitori al uleiului Ravenol, județul Alba și Hunedoara. Și atunci avem un agent, un reprezentant de vânzări în județul Alba și Hunedoara. Unde vând ei ulei Ravenol? În serviciuri și magazine. Și băieții, vorbeam cu ei la telefon, zicea, domnule, astăzi, uite, a fost slab, am fost acolo, n-avea nimeni de muncă, tra-la. Noi în martie aveam. Ei, dar și am zis, eu cred că e un paradox de cumva avem noi bulan, dacă pot spune, dar uite, în aprilie, să știi că, deși e foarte frumos afară și cumva așa îți dă un tonus bun și o stare bună, da, se cunoaște în service
este o activitate mai redusă și, un lucru foarte important, facem lucrări, reparații pompieristice. S-a defectat, nu știu, ambreiajul, mai intră în viteză, îl schimbăm. Dacă se aude volantul, o mai lăsăm. Știi, cumva se amână anumite lucrări. Da, asta am văzut și eu. Criza asta ne afectează pe toți și oamenii vor renunța la troncă de mașină. Ce are? Capete de bară? Da. Las-o așa. Sau se rupe roapa. Doamne, nu se rupe, dar poate să se rupă. De fapt, ne scade nivelul de siguranță în trafic până la urmă. Pentru că neglijind aceste mici lucrări, care poate costă câteva sute de lei, vom ajunge peste ceva timp să plătim mai mult, pentru că totul se leagă la o mașină și vei ieși tot în pagubă. Adică îți va scădea efectiv nivelul de trai. Cred că e important ca noi, cei care activăm în domeniul ăsta, vorbesc de mine, Călin, cu servici și magazin, cred că în momentul ăsta e important ca noi să vă putem consilia pe voi, clienții noștri, mult mai bine. Și să vă explicăm că atunci unde e vorba de siguranță, să nu o amânăm. Gen, dacă vii tu și ai o biletă antiruliu, cu aia poți trăi. Da, așa. Ai pietricită în parbriz? Da, dar dacă e pivotul și există șansa ca acel pivot să iasă, atunci nu. Și atunci, cred că și noi ar trebui să vă consiliem mai bine. Să știi că românii oricum repară mașinile când cad din ele. Da, știu. Și dacă... Eu, spre exemplu, uite, m-am uitat așa pe net, cum e dincolo, cum ar trebui să facem. Am încercat să ducem serviciile noastre la un standard cât de ridicat am putut noi. Și atunci am tot cumpărat o fel de scule, dar am sesizat o reticență din partea clienților în momentul în care ziceam, uite, schimbăm compresori de climă, hai să punem și radiator, hai să spălăm și instalația, acum avem un aparat, costă... A, nu, că tu sigur vrei să... Adică clientul are mentalitatea că eu sigur vreau să-l fac. Deși noi mergeam pe prevenție, să fie bine pe termen mediu și lung. No. Așa că unii producători zic chestia asta, că dacă schimbi compresorul, să schimbi și radiatorul de freon. Da, noi, chiar dacă nu are nimic. Noi, spre exemplu, la DM Auto, noi nu oferim garanție dacă nu înlocuim radiatorul de climă. Eu am fost la 3-4 cursuri, băiatul Flaviu, care este colegul care se ocupă de clime, a fost la vreo 6 cursuri și acolo ni s-a explicat că constructiv, celulele sunt montate, nu mai rețin bine, ori pe orizontală sau pe vertical, oricum diferit față de cel din habitaclu, tocmai ideea în care compresorul, în momentul în care generează șpan, el să se stea în radiator. Să stea în radiator pe care îl poți demonta, nu în cel dinăuntru, care ești mai sus montat. Și noi de la acele cursuri ne-am zis că nu oferim garanție dacă nu se înlocuiește. Bun, asta e o altă discuție, dar oricum se încălzește afară și o să vină. O să fie și lucrări de genul. Cred că o să fie o problemă și cu piesele de schimb. Bun, asta cu uleiurile am înțeles că se scumpesc toate, dar cred că o să fie o problemă și cu piesele de schimb, pentru că aici vorbim de materie primă, de fier, exact. De metal, din ele. Chiar spunea un furnizor de piese că îi făcuse cuiva o ofertă acum 2 săptămâni. Și a zis că într-o dată, domnule, vreau piesele alea pe astea, că s-au modificat prețurile. La piese de schimb, nu vorbesc de uleiuri. E, nu știu, a venit și războiul ăsta exact în cel mai nepotrivit moment. Trebuie să scoatem și noi capul așa, exact, știi? Asta este, vezi, fiecare generație are încercările ei, astea sunt ale generației noastre. Până la urmă ne vom adapta și la ele, vom merge mai puțin cu mașinile sau ne vom orienta spre alte surse de transport. Poate și electrice, poate biciclete mai bune. Nu, uite, chiar mă gândeam, dacă înainte exista opțiunea și aveai posibilitatea, vorbesc de ulei. Domnule, lasă că folosesc un ulei mai ieftin și îl schimb mai des. S-ar putea ca de acum înainte asta să nu mai fie o opțiune foarte bună, pentru că uleiul ăla pe care tu îl luai cu 120 de lei, acum o să fie probabil 160-170 de lei. Iar uleiul ăla bun, care era 300, o să fie, nu știu, 320-330. Și cumva, acel ulei de foarte bună calitate, să poți să-l ții un motor mai mulți kilometri. 15-18 mii, să zicem, 3 schimburi decât un ulei ieftin. Eu nu zic așa trebuie făcut, dar îi și asta o... O soluție, o
O soluție. O adaptare. Da, o adaptare, că să folosești... Ar trebui să folosim doar materii prime de cea mai bună calitate. Dar uite, asta e o situație de genul ăsta. Da. E... Ai avut o mașină de Ucraina până acum în service? Da, am avut. Eram sigur. Da. Am avut noi la Craiova. Eram la birou de acte, de un birou de acte de auto și era în coadă de ucrainieni care își traduceau acte. Da, da. Păi ce facem aici? Am avut un gele. A. Da. Da. Că ne-am ceva, mai la, da, așa. Nu, dar n-am putut să era o problemă cu cutia de viteză, i-am explicat că nu reparăm și... Da, eram surprins cum de domnul a putut să treacă, adică el avea între 18 și 60, da, eu știu ce. Oricum, eu zic așa că nu-i bine ce se întâmplă, nu cum afectează pe mine cu business-ul, că nu sunt numai eu. Dar sperăm să se încheie cât mai repede, pentru că, uite, dacă în 2021 am zis că toate creșterile de prețuri au fost ca și tu ai ideea asta, și am fost de acord cu tine și sunt, că producătorii de uleiuri, de extractori de țiței au vrut să-și acopere găurile, ei, acum e vorba de o altă scumpire, care nu mai are legătură cu aia și cumva... Da, știi ce e interesant? Chiar dacă războiul s-ar înceta mâine, situația... Nu mai poate să revină la trecut, da. Pentru că acele distrugeri, infrastructură, fabrici, centre de producție, de materie primă sau de ce venea din Ucraina, nu mai există. Și automat prețurile vor rămâne aici, chiar dacă acolo se încheie războiul. Da, și sunt convins că se face și multă speculă. Eu sunt convins de asta, de la producător la... Gândește-te că în 2020, știu sigur, unii și-au oprit rafinăriile, tocmai pentru a forța creșterea prețului. Bine, atunci când era jos, da. Da, o rafinărie nu se poate reporni așa. Așa, știu de niște procese. Dar, da, dar ei au și producători foarte mari de ăștia cunoscuți de știm cu toții, intenționat și-au oprit din rafinării ca să se pună un pic presiune să crească prețul. Acum ce să mai fac? Și acum, dar n-ai văzut, dita mai compania a zis, domnule, da, nu o să mai luăm de la ruși. A doua zi a cumpărat materie primă de 1 miliard de euro și a treia a zis, da, ne pare rău că am cumpărat. Deci banii fac banii, nu știu. Ca orice criză, știi, bogații vor fi mai bogați, săracii mai săraci. Mai săraci, da. Nu știu, spre exemplu, pe partea asta de service, eu am zis că, bun, o să ne fie nouă mai greu, vorbesc strict din punctul meu de vedere. Un exemplu, ca să ne fie mai ușor, nu mai reparăm 100 de mașini într-o lună, o să reparăm 70. Da, 70 tot le reparăm. Da. Ca eu. Nu mai beau 3 cola, beau doar 1, dar 1 tot îl beau. Adică noi, generația noastră, cum ai zis tu și mulți dintre urmăritori, cred că ne-am obișnuit cu toții cu binele. Da, așa este. Eu n-am mai povestit că până în 2019 mi s-a părut că a fost pentru mine și prietenii mei și a fost... Voi în Ardeală aici. E, și voi. Și probabil toți românii am dus-o destul de bine, vorbesc de cazuri pe care le știu eu, acum nu luăm alte cazuri sociale. Și uite că cumva ne-am resetat și cred că suntem în procesul de resetare, că se schimbă lumea. Dar eu sunt convins că ne vom adapta. Că s-a scumpit, nu știu, făceați revizia cu 500 de lei, acum o să fie 650, tot o să se facă revizia. Că și noi gândiți-vă că nouă ni s-a dublat prețul la energie electrică la service. Da, așa este. Am avut niște facturi la servisuri, mai ales la gaze, la Craiova, de nu mi-a venit să cred. La parte din încălzire. Păi, nu mai știu, cred că, dar tine, când ai filmat cu Luci, ziceai, domnule, că am tariful mic, dar dacă am depășit acel plan, gen 200 kW, 300, da. E foarte mare. Și pe noi în servis, și noi ne-a lovit de problema asta, energie electrică. Noroc că noi nu avem, probabil acolo era și vopsitorie. Noi nu avem vopsitorie, dar tot se consumă curent electric. Deci facturile noastre la curent în ianuarie versus decembrie a fost factura triplă. Da. Sunt niște lucruri care noi, oamenii obișnuiți, chiar și oameni cu experiență în mediul de afaceri, în tranzacții, nu le înțelegem. Nu le înțelegem pentru că, de fapt, economia este bazată din produsele astea de bază, din energie, din transporturi, din schimbul de valută interbancar. O chestie foarte curioasă. Valutele au rămas la aceleași valori. Euro e tot atât, dolarul e tot atât.
mă așteptam să existe niște prăbușiri sau urcări, ca în cazul altor războaie, când dolarul s-a dus în jos. N-a fost războiul lor, poate. A crescut acum puțin dolarul pentru că s-a întărit puțin. Nu știu, cred că asta cu presiunea asta pe curs îți date de, cred că economiști ne pot explica. E o chestie curioasă. Vezi că ce am discutat mai devreme. Domnule, ce e curios că Coca-Cola nu s-a asta scumpit. Asta e tot 2,50. Da, îți probabil. Abonamentul meu la... Când vine acum, am venit factorul de tot, 110 lei. Cu plus minus, că păstrez toate mesajele de ani de zile, știi? Uh-huh. Adică, mă rog. Asta probabil și din cauza că cursul euro a rămas neschimbat. Dar de unde apare totuși această devalorizare uriașă a produselor? Adică de la energie. De la energie. De la energie, de la, da. Energie, de la materie primă. Păi gândește-te dacă noi am avut o factură la curent și noi nu suntem producători. Noi suntem prestatori de servicii. Aseară l-ai cunoscut pe prieten și ți-am zis de prietenul meu care are o mică brutărie și gândiți-vă că el plătea 5.000 de lei gaz metan și a primit o informare că de luna următoare o să plătească 20.000 de lei. Păi tu cum, tu poți să scumpești pâine acum, nu zic de 4 ori, poți să plătești prețul pâinii? Nu poți. Nu poți. Exact. Ce a făcut? S-a adaptat, a trecut pe lemne, pe... De aia zic că cred că creșterea asta mare în primul rând de la energie. Da, și plus speculă. Știi că atunci când este cererea mare și oferta mică, prețul este mare. Eu, spre exemplu, când m-am angajat la, acum multă vreme, la o firmă de un producător de sucuri, coritoare, m-au întrebat ce faci dacă tu într-o zonă nu mai faci față cu logistica necesară. Păi căutăm un distribuitor. Nu. Bun, ai găsit distribuitor și cu toate astea nu mai faci față. Să o fac scurtă, nu știu ce vrea să spună. Mărești prețul. A, da? Eu am zis, mărești prețul, dar eram așa cumva îndoit. Că eu credeam și filozofia mea era alta. Ei, dar uite că până la urmă am trecut și asta este. Prețul se face între cerere și ofertă. Și cred că este și o cerere amplificată artificial. De ce s-a stat lumea la coadă acum, nu știu, o lună? Pentru că nu neapărat că se scumpește. Se scumpește e una, că noi vedeam prețuri și pe de prin Germania. Bă, se va scumpe. Nu e ok, da? Dar s-a dat așa duma că nu o să mai fie. Și au făcut oamenii ăia... În producția de orice, mai ales în Europa, nu poate fi oprită. Numai, poate dacă s-ar arunca la aer sau s-ar bombarda toată industria. Pentru că nu ai cum să oprești aceste procese de a fabrica, gen, inclusiv uleiul, Ravenol. Pe lângă faptul că se produce în continuu, sunt stocuri, sunt depozite care... Sigur, nu... Adică, cred că omenirea ar putea funcționa măcar un an cu ce este deja produs. Măcar un an, cred eu așa. Poate mărfurile perisabile să se termine, să se, ce se strică. Dar și pentru ăla există tot felul de soluții de conservare. Cred că este un calcul făcut cât se poate trăi dacă se... Cred că se oprește tot. Da. Dar nu se poate opri, pentru că nu... Eu zic totuși să fim optimiști și pot să vă spun experiența mea, că vorbesc din punctul meu de vedere. Cred că o să fie o oarecare criză acum și o să fie mai greu, dar nu cred să fie așa rău ca și în 2020 când s-a oprit lumea. Da, și tot timpul și economia are suișuri și coborâșuri. Noi acum suntem pe coborâș, să zicem, dar undeva se va opri. Sigur. Și apoi va reîncepe să urce, că ăsta este cursul normal al oricărei. Sigur, și se știe că ciclic... Și am trecut de căzătura principală, acum trebuie să atenuăm. Da. Asta este un impact. Noi în 2020, cred că am mai zis lucrul ăsta la tine, de-a zic că eu sunt convins că nu o să fie ca și atunci. Gândiți-vă că în două săptămâni, din 15 martie până în 1 aprilie, am avut doi clienți. În două săptămâni. Păi mie venea să mor pe pereți. Plus teama de necunoscut, știi că asta multor oameni le este teamă. Dom'le, ce va fi? Ei, acum cum am zis, nu mai reparăm 100 de mașini, reparăm 70, dar 70 le reparăm. De-aia cred eu că noi toți ne vom adapta, și eu și tu și urmăritorii ne adaptăm și... Oricum, știi că în seara aia când au fost cozile la combustibili, aia era prima zi în care se era deschis restaurantele și barurile nou, la program normal. Da. Eu în ziua aia mă așteptam să văd oameni la coadă la baruri. Să stea noaptea, să bea, să pereacă și stăteau la benzinărie. Adică human nature asta din noi e... Da, da, uite, am prieteni în Germania și la fel, și dacă noi români, noi suntem proști, bine. Noi suntem proști, ne-am înghesuit la ulei, tralala. Dar aia în Germania și aia sunt proști. Da, uite, și aia s-au înghesuit la ulei și... Un procent bun al populației care e foarte maleabil și foarte influențabil de ce vede la televizor, de ce vede în media.
Și efectul de turmă, că asta așa se numește. Păi uite, cei de la Recorder au făcut un, atunci cu seara aia, au filmat în București și un domn a zis, un domn mai în vârstă, domnule, eu am alimentat mai devreme, dar văzând că e coadă, am zis să mă pun și eu la coadă iarăși. Exact, exact. Deci dacă el a văzut că e coadă, hai să mă pun iarăși la coadă. Eu personal ce n-am alimentat, dar să știi că m-am panicat, în sensul că m-am panicat de creșterea prețului, pentru că chiar am vorbit cu colegii de la distribuție. Îți făceai alte calcule, de da, deja. Și am zis dimineața să veni, să discutăm, mă așteptam să fie 11 lei și atunci am zis schimbăm prețurile. Schimbăm și noi prețul pentru că nu mai putem merge. Noi ne-am calculat când era, nu știu, 5 lei combustibilul, pentru că sunt 3 mașini, sunt asigură, sunt cheltuieli mari. Ne-am liniștit a doua zi că asta. Acum, și dacă era 12 lei, ce făceam? Mergi cu mașina doar când e necesar. Nu chiar murim. Ți-am zis, eu nu sunt așa panicat. Panicat am fost în 2020 când nu știam ce se va întâmpla. Dar acum, eu asta am zis, nu mai beau într-un weekend 7 beri, că beau 3, dar 3 tot le beau. Sau nu mai merg în 3 excursii, aveți? Merg în 2. Scăzând consumul, iar e exact ce spuneam mai devreme. Faci ca economia să țină prețurile sus. Nu ai consumare, ai prețuri mari. Păi știu, dacă nu ai bani, nu poți consuma, Mihai. Adică cumva se va reechilibra. Eu, până la urmă, eu sunt un prestator de servicii, dar sunt consumator și eu, la rândul meu. Sunt client. Oricum, vezi, că de la energie, tu ai perfect de dreptate, de la prețul energiei pleacă toate creșterile astea și de la prețul petrolului. Sper că vor găsi noi soluții sau vechi soluții de energie mai ieftină, redeschiderea minelor, care e la îndemână, adică e o soluție pe care am mai folosit-o și a mers. Că ni se spune de niște ani, domne, nu e ok, a poluat. Bun, alte soluții? Păi am ajuns la niște prețuri de energie fantastice. Găsiți soluțiile. Până la urmă, poate că sacrificăm un pic mai mult din planetă, din poluat și poluăm în continuare ca să putem să avem o viață normală sau cu niște prețuri mai low sau cum au fost înainte, că nu e ok să zice doar, domne, nu avem cum să producem energie decât scump. Păi, nu, bun, România, hai să zicem că stă foarte bine, dar noi în România, nu știu cu cine am vorbit, cu un prieten și a zis, nu, că noi nu redeschidem. Nu am văzut la televizor, vorbesc prostii. Domne, nu redeschidem mine, doar suplimentăm. Lasă-mă că redeschidem în Polonia, care nu le-am exact, niciodată, exact. Redeschidem în Germania, care ea pot. Niciodată. Ei, dar noi nu putem. Bine, noi l-am mintit aici, produceam curentele, nu se poate. Mă, stai un pic. Uite că vorbește lumea de poluare. Domnule, că mașini, mă, stați un pic. Nu, eu, câte mașini mai sunt non-euro, euro, euro 2? Euro 3. Euro 3. Deci eu cred că ele sunt așa pe cale de dispariție, în sensul că este o selecție naturală. Bravo! Bun, că lumea zice, domnule, că în Germania. Ok, dar în Serbia, cum e? Păi în Serbia, Italia, sunt în multe. Grecia. Bun, dar eu nu citesc așa, dar vreau să zic că ce mă gândesc. Dar nu știu ce trebuie să faci. Vrei să te duci într-o stațiune, undeva, uită-te pe Street View și iau cu omulețul așa. A, bravo, și da. Vezi ce mașini au populația de acolo și rămâi mască. Nu asta cu mașinile. Bine, acum așa e la modă. Eu nu zic că nu o fi complicat într-un oraș mare gen București, că sunt multe mașini. Nu contez, că sunt mai multe mașini și în orice oraș sunt mai multe mașini, pentru că vezi, noi acum am cumpărat o mașină de la un client de fin, așa a fost să fie, am luat-o cu 3.000 de lei. Deci am cumpărat un Fiat Punto cu 3.000 de lei. O să-l pune la punct și o să-l filmăm. Și îl pun la vânzare. Dar am stat și m-am gândit, bă, o mașină cu 3.000 de lei cumpărată, trebuie să-i facem clima și ce să-i mai facem noi. Nu cred că se poate pe Fiat. Se va putea. Dar vreau să spun așa ca și chestie, că toată lumea își poate permite o mașină. O mașină, bun, cât să țin, dacă cu cineva o să cumpere mașina asta, cât o să o țină? Bă, o țin 10 ani. Își face treaba cu ea o jumătate de an, un an și zice, lasă bă, că de 3.000 de lei mi-a făcut treaba. Și ei pot lua pe ea un rabla. Care are valoros. Și un dichet rabla. Iar chestia asta cu dechetul mi se pare ok, să nu te lase în mijlocul albei Iulia lângă... Da. Lângă cetate cu mașina, în zone de asta aglomerate, e foarte ok. Dar trebuie venită și cu o soluție alternativă. Cu ce pot să plec eu de la Sebeș la Craiova? Cu trenul care face 12 ore și trebuie să-l schimbă la Petroșani? E ridicol, sunt totuși 300 de kilometri. Nu am altă soluție. Nu am. Americanii au avioane care te duc așa, de unde vrei, nu unde vrei. Bine, și mult mai mare. Dar în România, noi cam depindem de traficul rutier. Păi, e cel mai la îndemână. Și dacă am zis și cu mașinile, că sunt prețuri... Acum eu nu zic că, domnule, te încurajați să cumpărăm toți mașini ieftine. Deși în comentarii sunt unii domni care spun, vorbesc numai mașini 2023, că au ei, deci sunt proprietari. Ai văzut că tu ai făcut așa studii. Și sunt oameni care conduc mașini. Acum domnul și-o are mașina aia
Opel Corsa B, să zice, Corsa C. Domnul, că ai zis tu, domnule, că e de 20 de ani. Da, merge. Dacă eu trebuie să fac naveta nu știu unde și eu cu încă doi colegi, mergem așa 15 km. Te duci și cu Opel Corsa C. Și când s-a stricat, te duci la Rabla. Ia, sau la Remat, ia. Adică și oamenii ăștia trăiesc în România, nu numai domnii cu hibride, mild, full, știi? Adică, cumva, știi că ne-am mai povestit, România reală nu e doar cum e în București, acolo în centru, sau în Cluj-Napoca. La 20 de kilometri, la 30 de kilometri de București spre județul Giurgiu, e las fierbinți. Și adevărata și falsa. Sau cum vrei să-i spuneți. Și oamenii ce o să facă? Exact. Ne adaptăm. Acum, eu zic că asta e opțiunea, să cumpărăm produse de calitate care să ne țină așa un pic mai mult. Asta e una dintre opțiuni. Acum nu trebuie să... Aveți eu. Când noi vorbim de Ravenol, care este un produs din gama de produs premium. Premium, da. Oamenii se vor orienta cam toate domeniile spre mai... E și asta o opțiune. Mai ieftine și din... Și așa avem o piață supra-saturată de lucruri ieftine și proaste. Pentru că ieftin și bun, eu cred că nu există. Nu există. Nu există mediocru și cu preț corect. Dar ieftin și bun nu există. Și... Ieftin și bun, știi cum poate să existe? Cineva de la, de acolo, de la contabilitate... A greșit o cifră. A greșit o cifră. Sau vrea să greșească o cifră. A fost cazul celebre cu Black Friday de tra. Da. Bun, da, deci altfel nu. Eu acum, uite, să știi că pe partea de turisme nu am sesizat încă probleme, zic că domnule, a, uite că luăm nu știu ce, pe partea de camioane, da, sau pe partea de utilaj, acolo am sesizat că lumea cumva se reorientă, sau s-a reorientat până acum, dar acum și producătorii ieftin cresc prețul. Și apropo de camioane și turism, eu văd pe geam autostrada Ardealului. Da. Păi trec mai multe camioane decât trec turism. Trec mai, dacă stai și te uiți, la fiecare trei camioane trece un turism. Știu, dar aici și noi suntem într-un nod, așa, suntem în... Dar, da, într-adevăr, în oraș, dar traficul ăsta care duce ceva dintr-o parte în alta, marfă de orice fel... Păi și tu crezi că în Germania nu e la fel? Și în Germania e la fel. Da, povesteam de iarăși amândoi mai devreme, domnule, de ce s-a scumpit benzina și motorina mare. Eu, cum am zis, e posibil ca să cumva așa să se împingă, bine, se câștigă mai mult de la transportator cu oamenii ce să facă, cresc toate. Tu știi că dacă transportul crește... Totul crește. Totul crește. Pentru că orice vine pe roțea asta. Probabil și vor cumva, vor așa să ne împingă înspre un anumit segment de mașini. Da, dar... Cumva forțat. Corect. Dar pentru, tot pe noi, pe home user, mă îndeamnă să-mi iau o mașină electrică. Tu, ca proprietar de business, tu nu îi poți da agentului tău o mașină electrică. Pentru că el face kilometri. Da. El face un traseu care e variabil. Mi-ar plăcea poate să dau Tesla. Așa, Tesla ar avea range. Ar avea range, da. Dar asta vreau să zic. Nu poate fi implementată chiar în orice domeniu. A, ca home user, cum ești tu patron, poți să fie o mașină electrică, o încarci seara acasă, vii la serviciu, o lași la serviciu, la încărcat. Dar cel care depinde de mașină în orice moment nu poate merge momentan pe o electrică. Eu m-am făcut toate calculele și am studiat toate variantele, că mă bate gândul. Și mi-a trecut ideea de electrică second hand. Pentru că nu mai reparăm nicăieri. Poate nici nu așa complicată. Nu știu. Nu e de complicată, oameni. Dar pe lângă achiziția mașinii, care are niște ani și suma de dai pe ea, a doua zi s-ar putea să te lase bateria și mai dai jumate din valoarea mașinii pe baterie nouă. Eu m-am uitat la Tesla. M-am uitat pe Autovis sau Olex, mai țin minte, și m-am uitat la Tesla. Ce prețul sunt la cât crește? Și am văzut câțiva domni acolo, baterie schimbată pe garanție. Bun, era mașină 2014-2015, o mașină un pic mai vechiuțe. Dar asta mi-a strâns, baterie schimbată, baterie, opa. Pe tot secretul unei mașini electrice e baterie. Baterie, da. Și softul ei de și managementul ei. Ca și la telefon. Da, s-ar putea ca o mașină electrică să fie asemănătoare ca un telefon. Îți merge o perioadă. Pe urmă vine sistemul de operare nou care o îngreunează. Îți face update, da. Îți face update și... În fine. Trebuie să vă abonați și la canalul DM Auto. Unde domnii de aici prezintă activități din service. Eu îi bat la cap și mai ales pe Călin să filmeze și să pună tot felul de operațiuni. Că e interesant să vezi așa pe un canal din ăsta dedicat al unui service auto. Cum se... Practic, ce se poate face într-un serviciu și diferitele lucrări.
Ai văzut și tu acum... Dar bine, știi ce am văzut la voi? Faptul că sunteți foarte prinși în business-ul vostru, nu aveți timp. Iar partea asta de filmări, care mulți zic, doamne, e ușor, nu e chiar așa. Este de fapt un job exact. Dedicat și o actriță. Va trebui, bine, nu va trebui, poate vei găsi pe cineva care să stea să facă lucrurile astea, numai asta. Păi, noi am făcut niște clipulețe scurte și chiar dacă vreți să vă uitați pe canalul nostru, că le-am postat și pe TikTok și Instagram, în care am avut o compilație, dar le-a făcut colegul meu Lică. Lică se ocupă de dmauto.ro, telefoane, ofertare, agenții, noi avem un grup de WhatsApp și ce zim prețul la X, el trebuie să facă ofertă, fă-i oferta clientul ăla. Nu poate să stea de film. Bun, el ia un salariu, el în teorie, bun, îl suplinește pe colegul Mihai, care e șef de service. Bun, dacă trebuie să merg la magazin, mă duc eu. Adică noi suntem acum foarte prinși. Ori ca să filmez cum filmează un serviciu celebru din București, ar trebui să mă angajez încă un om. Nu-mi permit să... Tu știi foarte bine câți bani se fac din YouTube, acum noi nu facem pentru bani. Noi vrem să vă prezentăm sau cumva tot timpul am considerat că noi suntem în măsură să promovăm brandul Avenel pentru că îl folosim de multă vreme și experiența noastră vine chiar din service. Adică eu l-am văzut pe un domn acum, tot vlogger, cunoști și tu, nu-i de la celebru. Era de a sta la coadă la benzinărie? Probabil, ăla, cu siguranță a stat. Care... Nu, e unul celebru care a stat, nu știu, sigur. Nu știu. Care, domne, uite că eu fac, vând nu știu ce uleiuri și Ravenol, dar totuși nu vând Ravenol. Păi, tu care nu ai avut treabă cu domeniul ăsta, promovezi un brand, cum îl promovezi? Ce poți să-i spui clientului? Despre, eu pot să vorbesc despre orice producător de ulei, pentru că eu le-am folosit și le-am și vândut de-a lungul timpului. De-aia cumva ar trebui să aveți încredere în, sau să mergeți pe mâna noastră, dacă vi se pare că vă dăm sfaturi corecte, pentru că noi avem experiență din service. Ăsta a fost rolul canalului de YouTube. Să vă arătăm și lucrări sau cum am făcut la mașina ta. Am schimbat taie, uite cum arată uleiul, cum se bușonul, cum... Ma, sunt operațiuni care le poți face și acasă, sunt care oricum, nu se pot face. Tu știi că eu pe partea de uleiuri, ca utilizator pe atâtea mașini, am încercat de-a lungul vremii pe toate. Până la mașinile care au indicator de temperatura uleiului. Care au mers și cu alte uleiuri și care în momentul în care au trecut pe uleiul Ravenol, am văzut o schimbare în faptul că temperatura uleiului rămâne cu câteva grade mai scăzută decât cu vechile uleiuri, în orice regim de funcționare. Ceea ce mi se pare foarte corect, pentru că să ai un ulei la un 95 de grade și un antigel la 90-92, adică o temperatură apropiată, față de un ulei care se duce la 120 de grade și un antigel care rămâne la 90 de grade. Mi se pare o diferență mare, că practic circulă prin același bloc motor. Păi, sigur, de ce își pierd proprietățile uleiurile în timp și la transmisiile automate și mai ales diferența asta de temperatură? Și ce culoare, de încălzit, răcit, răcit. Exact. Uite, chiar a zis un domn la un clip de tău în comentariu, domnule, câți bani îți dau ăia de la Ravenol? Spune-le tu. Și tu ai zis foarte bine că tu nu promovezi brandul Ravenol, tu promovezi pe prietenul tău Călin Mocean de la DM Auto. Cum am mai zis, sper să zic, cu ocazia asta spun și în clipul ăsta, Mihai era client de ulei Ravenol până să mă cunoască pe mine, prin simplu fapt că el a vrut să respecte norma cerută de producătorul și Volkswagen. Pentru că aveam o mașină 5. Mai dificilă, mai veche, dintr-o generație mai ciudată, gen da, acel Touareg. Care se spunea că sunt probleme cu motoare, dar marea majoritate a proprietarilor nu respectau asta norma cerută de proprietari. Și o să mai spunem și în clipul ăsta, acele R5, până în facelift, cele cu normă Euro 3. Care, toate acele motoare au distribuție pe pinioane, ele sunt motoare care vin din ani din urmă și au fost montate și pe Touareg, au pinioane la distribuție de bronz. Și probabil că bronzul interacționează cu uleiul și de asta are nevoie de un ulei strict pentru acel motor. 560. Iar pentru ca o mașină din 2003 cu motorul ăsta să vină cu ulei 030 de fabrică, înseamnă ceva. Înseamnă că o fi dat Volkswagen Kicks cu multe motoare și așa de... Poate că a dat și cu ăla, dar el a spus, au spus această chestie, 0W30 și o anumită normă, care eu nu mai țin minte. 560, nu știu eu, sigur. Exact. Nu, și ca să revenim câți bani primești de la Ravenol, nici noi DM Auto, nu putem să dăm bani cuiva, domnule, ia aici, cum credeți, cum am povestit mai devreme, că sunt alte firme care dau.
Și atunci Mihai, pur și simplu, prin faptul că noi suntem prieteni și în primul rând că el are încredere în brandul ăsta. Eu nu zic că e cel mai bun de pe piață, dar un lucru pe care îl trec urmăritorii, îl trec cu vederea, ei niciodată nu se pun în locul meu. Eu ca și proprietar de service pot să-ți ofer toate fluidele mașinii tale. Spre exemplu, dacă aș folosi alte uleiuri, la motor pot să iau brandul X, da, dar la transmisie trebuie să iau de la Y, stai că la lichid de frână iau de la Z și antigel iau de la HEPU. Pe când Ravenul ți-l oferă toată. Și ăsta e un avantaj pentru mine ca și proprietar de service. De aia am mers pe asta. Știi că și ție ți-am schimbat toate fluidele, ai văzut. Da, eu gândesc altfel. Dacă un brand face uleiul pentru o grămadă de chestii, o grămadă de mașini, o grămadă de tipuri de motoare și de cutii de viteze și le adaptează pe fiecare, înseamnă că acel brand investește în know-how-ul respectiv. Evident, din cauza asta ne numim premium, unu și doi, prin faptul că tu ai în gamă orice tip de fluid și doi la mână, ai calitate, adică sunt chimiști care ne pot explica de ce gama USV-ul de la Ravenol, cel adevărat full sintetic, este peste, da, uleiul, și ai făcut niște clipuri de mineral, sigur. Astea sunt niște chestii dovedite, nu neapărat. Orice ulei care este pe bază PAO este net superior unui ulei din ăsta, în engleză se spune convențional. Deci nu Ravenol a inventat apa caldă, dar îți o pune la dispoziție posibilitatea de a alege, că asta am spus și la noi pe canal. Eu citesc comentariul la Mihai, nu citesc-o tot, nu am atât timp, dar mă văd pe oameni, recunosc că citesc când e vorba de Ravenul, neapărat de mea. Ba bine, jignirile astea și, da, jignir domne, și... un jaf, că e... Eu vă spun un singur lucru. Deci eu l-am folosit într-un Touareg verde cu R5, într-un Audi A4, într-un Passat care l-am în prezent, în X5-ul lui Robert, în Audi-ul A7-ul lui Robert. Kilometrii făcuți de noi cu toate aceste mașini sar de 50.000. Băi, 30-40 ce-ai făcut cu Touaregul la R5. Poate chiar să-i mai mult. Da. Am zis așa, 50.000. Niciuna dintre aceste mașini nu a avut nici cea mai mică problemă pe parte de sisteme de ungere sau pe parte de motorizare. De ce înseamnă? Nu au avut zgomote la pornire, nu au avut becuri de ulei aprins. Nu mai vorbim de Touaregul verde care l-am exploatat în regim de drumuri forestiere. Țin minte că am mers o dată, că am mers 12 ore într-una, dintre care 6 ore nu mai contează și cu a doua. Atunci temperatura la ulei s-a ridicat la 100 de grade. Aproape la 100 de grade. Ceea ce m-a convins că e ceva de calitate. Da, vezi, bine, acum și mașinile în care s-au pus ulei, motoarele au fost motoare bune. Asta trebuie să înțelegeți și voi, că de la ce am plecat discuția, să nu știu, probabil să pui tu titlu, vorbim de la prețurile astea de piese, ulei, tralala. Dacă motoarele sunt leșinate și sunt varză, degeaba îi pui ulei Ravenol, că nu există uleiul la minune. E bine să pui produs de calitate, să previi uzura și să le întreții. Este foarte important că mulți urmăritori de noștri, inclusiv domnul Cristi Lupu, comandă online orice. Unele lucruri în domeniul auto e bine să te consulți cu oamenii care lucrează în domeniul ăsta. De asta v-am spus, faceți-vă relații în lumea reală, la servisuri, la magazine de piese auto. Altfel te tratează față în față un vânzător, care este un vânzător până la urmă, dar care știe că a doua oară vei veni tot la el, care poate vrea să te câștige de client, nu vrea să-ți vândă ceva acum și să plece, că el nu-și închide magazinul după ce ai ieșit tu pe ușa lui. Păi, la fel vorbeai tu de Samsari Auto. Domnule, vorbeai de parcuri, am văzut clipul tău. Păi, dacă tu te întâlnești cu un vânzător în Lidl, îl vei mai vedea vreodată? Niciodată. Nu știi niciodată. Dar dacă un domn, ca și la un magazin de piese auto, sau pe domnul îl găsesc tot timpul acolo. Uite, asta cu comandul pieselor online, eu înțeleg. Uite, Cristi lucrează, nici nu știu dacă poate să plece de acolo în timpul serviciului. Nu poate. Și atunci el e acolo, când să mi le cumpăr, sâmbătă sunt închise, cumva există o categorie de oameni... Așa e, care sunt foarte ocupați. Care așa e natura jobului. Dar de multe ori poți, da, poți greși. Eu sunt cel mai mare fan de cumpărat haine online. Vânez reduceri, știu toate aplicațiile, mi le bag în coș, le scot din coș. Dar mi-au luat țepe. Mi-au luat țepe. Pentru că nu le poți proba. Poate că îți vine o super ofertă de la nu știu care, dar s-ar putea ca numărul Adidas și ea să nu fie fix trimite înapoi. Așteaptă o lună să-ți dea banii. Adică nu e ca atunci când te-ai duce într-un magazin, dar magazinul ăla
cu 1000 de perechi de Adidas și cu numere mari, nu există. Păi, uite, și eu am cumpărat de pe știi un că site. Mi-aș dori să existe. M-aș duce în prima zi acolo și numai de acolo aș cumpăra orice. Dar nu există. Pe când la un dealer de uleiuri, Ravenol, vezi un perete cu uleiuri pentru pe care scrie Mercedes, Renault, Volkswagen. Da. Adică, bă, stai puțin. Eu ți-am zis, cred că, bun, asta ești tu, dar sunt categorii de oameni, cum am zis, care sunt ocupați, dar acolo trebuie să-i concilieze acel domn mecanic la care merge. Da. Nu schimbă, nu știu ce piesă. Știu că l-am aștept pe Cristi cu cablul de frân de mână și ce-a mai luat el mărunțișul. Opel. Da. Aza, Opel. Dar eu înțeleg și genul ăsta de cumpărători. Dar acolo ar fi bine să meargă și să îi consilieze chiar domnii mecanici. Bine, el probabil merge la Robert și dacă nu știți... Nu merge, că Opelul ăla nu are nimic. Nu, e cu Volkswagen-urile mai toată ziua. Domnule, Volkswagen, astea sunt mașinile care circulă sau sunt preponderent pe drumurile din România. Asta e o realitate și te-ai văzut la noi în curte ce mașini avem. Nu, că acum pe drumul de întoarcere... O să mă apuc să număr mașini și o să scot, să iau, nu prea mi-e bună camera mea de bord, dar o să scot sticul din ea și o să număr pe filmare mașinile. Am așa o nu știu de ce, dar păi nu văd, deci predomină. La noi aici în zonă. Și în Oltenia. În Oltenia avem mult mai multe X6 decât voi. Voi aici sunteți iertați-ne pe noi. Slabi. Aveți Ranger, am văzut. Dar nu. Am un film, un clip, o să apară în curând. Am prins 5X6 pe o filmare, ultimul model, bă, 5. Cât să dureze o filmare? 20 de minute, cât am dat noi tura, nici atâta. Era fan meeting. Nu, că erau locuri diferite. Nu erau unul lângă altul. Da. Știi? Foarte bine, domnule, să meargă economia, să ajungă X6, ce vor ei? Da, vezi, faptul că se cumpără produse scumpe și rable, nu merge. Asta este faptul că nu merge economia. Ca economia să meargă, trebuie să avem mid-range-ul foarte dezvoltat și vârfurile, dar și căzăturile. Dar la noi cam mid-range-ul e oarecum... Acolo trebuie... Ne revenim. Da, ne revenim. Suntem pe drumul cel bun. Am trecut-o ce a fost mai rău, cred eu. Și după ce trece vara lui 2022, că vara se dezvoltă, se pompează în PIB cel mai mult. În toată zona asta Europei care merge pe turism și pe entertainment mult. La toamnă s-ar putea să avem niște prețuri mai mici, oarecum, și toamna viitoare ne fie mai, iarna viitoare ne fie o țară mai lezne, da? Om trăi și om vede. Bun, atunci trebuie să abonați la DM Auto Channel. La mine, like, share, subscribe. Suntem pe Facebook, pe Instagram, pe pagina de Facebook, pe mail. Domnul Călin vă așteaptă aici cu comenzi, piese, uleiul, Ravenol. Și consultanță. Vă aștept inclusiv pe site-ul dmauto.ro. Dacă aveți nevoie de un ulei sau orice piesă, consiliere la mine, comenzi la colegul, eu vă știți și mulți oameni m-au sunat urmăritori de tăi care am vorbit și m-au răsut pe voce și eu am așteptat cât de mult am putut, pe probleme am mulțumit. Până la urmă, un ulei poți să-l comanzi online, dar unele piese, mai ales cele mai dedicate, mai fine, mai nevoie să se uite întâi la mașină un mecanic, să-i facă o constatare corectă, apoi un utilizator de programe, de un vânzător de piese să găsească piesele potrivite. Și programele noastre mai dau crash-uri și fail-uri câteodată. Exact. Uite, nu o să spun numele, dar următorii se vor prinde. Un softul original al unei mărci iubite de tine. A început tine. Să urăși și tu Volkswagen. Nu, invers, iubite între ghilimele. La anumite piese zicea a se verifica pe mașină. Păi bravo. Clientul e în fața mea și mașina e în parcare. Doar la producătorul, dar să ți-l spun după ce închide. Așa că ăla e complicat inclusiv la piese de schimb. Am înțeles. Ce să mai? Ne vedem cu bine în noi și noi episoade. Bye bye. Salutare.